Din nou am revenit, așa cum spuneam, discutând despre asociațiile de proprietari. Bună dimineața, domnul Vali, și bine ați venit! Bună dimineața! Fiind miercuri, avem o zi specială în care informăm telespectatorii despre. Noul program despre pl platforma online, luăm și telefoane în cazul în care doriți și aveți întrebări pentru invitatul meu, 0354 410434 e numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Între timp am eu două întrebări pentru, pentru domnul Valici, după care o să revenim la subiectul nostru, facem o recapitulare ca să înțeleagă lumea, pentru că am văzut că punctul, cel mai atins a fost întotdeauna și de fapt aici se pleacă la bani și toată lumea a înțeles că automat, dacă o să vină o, o societate juridică să administreze, costă mai mult. Au dedus, fără să nu din explicațiile dumneavoastră, ci fiecare din... Dați-mi voie să fac o precizare. Multă, multă lume se întreba de ce combinatul siderurgic de la Hunedoara s-a închis. De ce nu mai fabricăm oțel, deci produse laminate Bă, pentru că a căzut piața caerului, nu știu ce, oricum piața mondială era destul de mare. Vă spun eu de ce, pentru că costurile energetice de fabricare a produselor la Hunedoara erau atât de mari încât pe piața liberă nu erau competitive. Așa și aici, cu asociațiile de proprietari, lumea trebuie să înțeleagă că nu va plăti mai mult, ci este o etapă superioară marcată de transparență, imparțialitate și seriozitate în activitatea asociațiilor de proprietari, în managementul asociațiilor de proprietari. Ceea ce s-ar trebui, ca normal, ca fiecare lucru să, evolu să evolueze și să să ajungem nu știu să creștem sunt progresul ăsta tehnologic și să ajungem și ei la asociațiile de proprietate, nu să rămânem ca cu... De mult prea multă vreme s-a înghețat fenomenul în asociațiile de proprietate. Un fel de stat în stat. Absolut, ele lucrurile sunt destul de cel luând în calcul faptul că virgulă contabilitatea la nivel de asociație reglementată de lege. Este cea mai subțire contabilitate, vorba de în partidă simplă, dar asta nu obligă cu nimic în în a nu evolua lucrurile în ideea de transparență. Vedeți, noastră, că lumea din ce în ce este mai reticentă. Salariul nostru a românilor, a în general, este marcat de faptul că nu știi cum să-l mai, să mai împarți, să-l mai dărăbuțești ca să ajungă pe toate palierele și atunci, în momentul că nu-ți ajunge acest sistem familial de finanțare, te gândești așa, oare ce se întâmplă cu banii care îi dau? Cei de la APA Pro, cei de la Electrica, cei de la Romgaz și așa mai departe, dar ce se întâmplă cu banii care îi dau la asociație de proprietari? Nu că sunt eu suspicios, dar parcă totuși aș vrea să știu. Așa e, corect. Uh, am două întrebări care mi-au venit pe Facebook, pe Facebook personal, nu știu de ce nu au pus pe celelalte emisiuni, nu contează, și anume una de la un telespectator care ne întreba, a urmărit emisiunile și în care noi astăzi spuneați cum se trece responsabilitatea de la administratorul persoană fizică la societatea comercială și domnul la un moment dat întreba, bun, și în cazul unor nereguli, nu să punem rău în față, cine răspunde? Adică de la un moment dat, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, președintele rămâne, cenzorul rămâne, Adunarea Generală Adunare. și Comitetul exact. Executiv rămâne. Da. Reprezentanții legale ai Asociației de Proprietari sunt proprietarii. Proprietarii organizați în Adunarea Generală, care are subia acest Comitet Executiv, din membrii comitetului Executiv se alege președintele. Deci ei sunt reprezentanții legale ai Asociației de Proprietari. Ei sunt care hotărăsc modul în care se va face administrarea Asociației de Proprietari, bineînțeles reglementate de lege. Odată administrare la nivel de persoană fizică, dată la administrare de uh, persoană juridică. Da. Pentru schimbarea tipului de administrare nu se poate pronunța decât proprietarii. Nu se pot pronunța decât proprietarii. Proprietarii unde? În contextul adunării generale care investește comitetul executiv de a trece de la forma de organizare la uh, persoană fizică la forma de organizare persoană juridică. Responsabilitatea este a reprezentantului legal. Nici de cum fie el administrator persoană fizică sau persoană juridică nu face altceva decât uh, uh, Merge pe trasa care îi se, îi se bătătorește de către reprezentantul legal al Corect. al asociației. Vedeți, vă spuneam atunci de repartizarea cotelor de întreținere. Noi, pe platforma online, facem împărțirea pe cote de, de întreținere reglementată de lege. O postăm online, președintele o extrage, o analizează ca reprezentant legal al asociației de proprietari și face modificările de rigoare, dacă, dacă nu, dă acceptul pentru a fi procesată mai departe cotele de întreținere și doar așa. Deci nu face administratorul de capul ce vrea. Administratorul procesează și administrează. Cum administrează? În baza temeiului legal și a hotărârilor reprezentanților asociației de proprietari. Și deci, cum restul rămân la fel, nu se schimbă, doar atât că se trece de la persoană fizică la persoană juridică. Nu se trece trebuie. de la o persoană fizică la o persoană persoană juridică, se, se trece la alt mod, alt mod de administrare? Modul, da, dar ca să înțeleagă omul. Deci, pentru că știți de ce întreb, întrebarea era? Noi pe cine tragem la răspundere? Respectiv, dacă era o persoană fizică, se duceau pe aia. Alo, la unde-s banii? Înțelegeți? Deci aici era întrebarea. Omul nici, avea Nici administratorul persoană fizic, fizică nu este persoana care dispune de tot în asociație. Eu știu, dar asta era întrebarea omului. De aici știți Am că... Înțeles. Eu de asta v-am zis. După sistemul vechi, și ceea ce știam, adică omul atâta știe. Și aici mă refer la persoanele mai în vârstă. Pentru că... Te duci la administrație. Exact. Ce faci? Banii mei. Înțelegeți? Deci, da. deci asta vreau, aici vreau să ajung omul, că uh, ce explicați dumneavoastră e corect, dar omul în sine știe că merge la administrator și dacă ăla s-a îmbolnăvit și nu s-a dus cu banii sau ceva, hopa, acolo e vin. Mai mult decât atât atâta, proprietarii devin aproape administratori. De ce? Pentru că fiecare plată, fiecare încasare, fiecare ordonanțare la plată se regăsește în câteva zeci de minute pe platforma online. Domnul Valid, o, o, scurtă precizare vreau să fac și să mă ascultați și sunt sigur că îmi dați dreptate. Noi, din 1900 toamna până în 1989, am fost obișnuiți, cineva răspunde. Uh, și așa, răma, așa e și acum, din păcate, sistemul în ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Uh, Domnule, eu ce fac? Eu la cine mă duc? Deci, noi tot timpul am fost dirijați de cineva. Că, și acum e o schimbare de mentalitate. Stai un pic cum, adică eu să intru pe calculator, să văd tot, nu se poate. mi trebuie să -mi Ceva tipic. Și... Da, 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 Și aici omul pune întrebarea: "Dar eu la cine mă duc?" Aș preciza ceva, dacă acest sistem ar fi fost și până acum, nu s-ar mai fi întâmplat acele nenorociri când casieri, contabili sau administratori te-ai trezit după șase luni, după opt luni, după zece luni, un an, că au, au plecat cu banii. Acum nu mai poți să pleci cu banii, pentru că de pe azi cu astăzi vezi toate mișcările financiare, contabile la tine acasă. Păi asta zic, că e un, e un numai, pas... Nu mai e timpul fizic necesar să fugi cu banii. <laughs> da. Nu, da, e, un pas, e, un, e un pas destul de mare de la aproape zero control la control total. Este o etapă superioară de management. Da, asta trebuie să, să o explicăm așa bobește, înțelegeți? Pentru că ați văzut, întrebările sunt de genul, mai ales că oamenii cei mai mulți au fost învățați tot timpul. Mă duc la ăla, Practic mă duc la nu ăla. Păi de ce să-l tragi la Păi asta e, înțelegi? Pentru că tu vezi, bă, s-au făcut plățile. Da, dar omul nu e, că e obișnuit. Am că am că am și fă acum, ne ai văzut că la unele asociații de proprietari îți puse niște liste de nu înțelegi nimic. Și mai există o, chestiune pe care trebuie să o înțeleagă. Conform legislației în vigoare, administratorii asociații de proprietari ar trebui să aibă mandat. Nu pe perioadă nedeterminată. Noi propunem al asociațiilor de proprietari un mandat de patru ani. Am dacă în, în ăștia patru ani, cu controlul de care spunea colegul, că în fiecare secundă poți să vezi fiecare mișcare a administratului persoană juridică, dacă îți faci treaba sau nu ți-o faci treaba, după patru ani îți vine scadența. Poate să apară între timp altă persoană juridică care să managereze mai bine administrarea asociațiilor de proprietari sau poate adunarea generală să se pronunțe la altă formă de, de organizare. Dar trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că administratorul în mod normal nu ar trebui să aibă un contract de administrare pe perioadă nedeterminată. Pentru că știți foarte bine, în momentul în care uh, zici că mori la 150 de ani din funcția de administrator, parcă nu te mai împinge nimic să faci, să aduci noul în, în momentul Domnul Vale, dacă vă aduceți aminte și din emisiunea trecută, când am avut uh, telefoane, uh, marea problemă a fost uh, o problemă, bineînțeles, falsă, dar marea problemă pe care au pus oamenii a fost de ce vine omul ăsta aici să facă reclamă fără niciun interes? Sigur, costă mai mult uh, decât, co decât acum. Că nu vine el degeaba acolo la televizor să, să zică, haideți, domnule, faceți ceva nou. Fără să fie un interes undeva, din birou dumneavoastră mare, că sunteți și mare și la stat, și la sfat, uh, și știți cum e cu birou. Revenim da. comparativ la combinatul siderurgic de la Hunedoara. că producția combinatului pe sistemul vechi putea uh, pusă în operă într-un sistem modern din două hale de producție. Așa și aici nu înseamnă că trebuie să administrăm mulți pe consumuri foarte mari legate de resursa umană, pe consumuri foarte mari legate de, 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 de rezerva energetică, ci mergem pe ideea că IT-ul care intră în managementul asociației de proprietari înlocuiește o grămadă de oameni. Ăsta este motivul pentru care asigur asociațiile de proprietari că indiferent care dorește să vină să se pună la masa discuțiilor cu noi, nu vor plăti sub nicio formă mai mult decât plătește în momentul de față. Diferența este că propunem un alt stil de management, o, o, o etapă superioară în care omul poate să vadă ce se întâmplă fiecare secundă cu banului. Iar foarte important, și aici cred că dumneavoastră știți mai bine, dacă observați la, la nivelul actual. Um, și lumea vorbește tot așa. Mă întâlnesc eu cu Cipri, el mă întreb, Bă, tu cât plătești la tine? El întreabă pe o Bă, dar tu cât plătești la tine? Pe cum se poate că tu plătești numai atât și eu numai atâta? Aici sunt niște criterii care, iară, nu sunt explicate. De multe ori, diferența asta de preț vine și de la faptul că unii includ fondul de reparații în aceste taxe pe apartament, la care unele sunt mai mari, adică fondurile pot să fie mai mari, mai consistente, altele sunt mai mici, alte asociații nu le includ deloc, cu toate că prevederile legale spune în mod expres că aceste fonduri trebuie constituite și de aici apare diferența. În schimb, diferența pentru care noi nu creștem costurile este pentru că asociațiile de proprietari în afară de cheltuiele cu resursa umană mai au costuri materiale legate de, de administrare. Vă spuneam, echipamentele IT nu sunt ieftine, programele IT nu sunt ieftine, de contabilitate nu sunt ieftine, licențele de operare nu sunt ieftine, eu știu, consumabilele, tonere, hârtie, dosare, bibliorafturi nu sunt ieftine și așa mai departe. Modul în care, în momentul în care introduci performanța legată de uh, corespondența cu, cu, performanța în IT, respectiv pentru asociațiile de proprietari, înlocuiește multe, multe din aceste cheltuieli. Când le faci în mod centralizat, având la bază un astfel de program informatic, este clar că, virgulă, costurile îți scad. Doar cine nu dorește să înțeleagă acest fenomen nu îl înțelege. Noi propunem o variantă în care simplificăm lucrurile, devenim mult mai transparenți, mult mai imparțiali și implicit de aici costurile scad. Noi nu dorim foarte mult să le scădem, dar dorim cu siguranță că, ca lumea, la nivelul cheltuielor care și le propună în momentul de față cu asociațiile de proprietari, să aibă un alt sistem de administrare. Da. Și cu uh, siguranță nu se plătească mai mult. Cu siguranță cu, nu vor plăti Deci mai, mai mult sigur nu, dar ideea este că uh, și vă spun, ca și pionierat, ca în orice, de la descoperirea de la du Power, Marea Goana du Power din California până acum, uh, cel mai greu a a fost întotdeauna să, primul care să vină. Știi că în momentul în care se, eu am fost, am, am, participat la câteva ședințe, că am fost ales în membru în comitetul Lupește Prăjit, că nu mă mai duc acum, am lăsat pe alții să se ocupă, că acolo e un fel de antena 3 aici și nu m-am mai dus. Fiecare își dă cu părerea și, de exemplu, dacă eu m-aș duce acum și aș zice, domnule, te propun să vină niște oameni care, cine e ăla? Îl cunoști? Înțelegi? Deci nu e discuția. domnule, dar stai un pic, să, stai să vă explicăm. Niște situații... Nu, nu, cine? cine a cui e asta? Uh, și ideea asta, mai ales în urbea de Hunedoara, care sunt orașe mici și care trebuie fiecare să fie a cuiva. Asta e una la mână. Doi la mână. Uh, de ce să ne... De ce să, de ce să ne complicăm? O știm pe doamnă de atâta timp, ea este vecina noastră, a fost tot timpul bine, am mai avut noi mișerturi, da s-au rezolvat. Și alții au știut Înțelegeți? pe doamna sau pe domnișoara sau pe domnul și pe urmă, când am plecat cu banii, n-am mai știut pe nimeni. Eu știu, dar tocmai de asta vă explic, că e foarte greu de intrat într-un sistem și din care, zic eu, foarte mulți din păcate, nu din păcate, dar foarte mulți nu au reprezentanță, adică vine fiecare... Știți cum, de exemplu, noi avem câte o ședință și. Trebuie să vină ceva. A, nu poate să vină, că omul e la serviciu. Să-și pun sedințele astea la ora când nu da, da, sunt, da, da, da. Și vine câte unul care, săra cu Ce se întâmplă da. în fiecare zi de dimineață și până seara pe posturile de televiziune? Toată lumea urlă că, nu știu care, din nu știu ce localitate, e condamnat pentru nu da, știu da, ce, da, că nu știu da, ce. Da. Toată lumea are la bază ce? Banul public. Corect. În contextul actual banul privat, trebuie transparență. A, pe știți, și Adrian Severin era un băiat de nota 10. Nici usturoi nu mânca, nici e gura, da? da. Dar, pe cealaltă parte, hai să vedem, s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Am putea să evităm? Nu puteam să evităm. administratorii care au plecat cu banii, dacă exista un control zilnic asupra sumelor încasate, plătite și așa mai departe, mai ajungea acei administratori să strângă un sac de bani să fugă cu el? Corect. Asta este ideea. Deci, asociația de proprietari, proprietarii, asociațiilor de proprietari au varianta ca în fiecare moment să știe ce se întâmplă. Și în momentul în care nu le convine ceva, ceva semnalizează înainte de a fi mult prea târziu. Da, oricum să știți că... Ușurința, uite, pe mine, de exemplu, mă enervează tot mă duc să scriu acolo pe foaie, să mă duc până la, nu știu cât, să bag în cutia poștare citirile de apometrii. Da, le-ai dat de acasă. Eu sunt mai comod. Dar nu e mai simplu. Mi-am deschis calculatorul. Da, da colegul, dar dacă în bloc... Dacă tu în bloc... Enter. Mai departe să se descurce. Cine administrează, e, că eu nu mai mă plimb. Tu zici dar bine. bine așa. Ba da. Dar da. ascultă-mă. Tu ai în bloc uh, 30 de cetățeni care nu posedă... Și îl sună nama, pe ți nepotul nama, ți Îți dau și un exemplu și trebuie să sune sună pe nepotul Sau pe nu știu cine Să vine să deschide Sau să dea de la el Că nu înțelegi Aici eu, eu... Că Nu, nu, că este nu, 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 nu că e greu Dar eu vreau să-i spun la domnul Vali Că noi facem o prezentare acum Pasul următor pe care Dânsul trebuie să-l facă Și care am discutat cu Dânsul Este o întâlnire cu toți președinții în sistem, centralizat. În sistem centralizat pentru că acolo, deci de acolo începi și acolo o să vezi, o să fie întrebări da. Avem... Dar noi aveam... facem prezentarea cum și explicăm pe înțelesul tuturor, pentru că la un moment dat o să se facă, sunt sigur că domnul Valiu o să facă și la Hunedoara și la Deva unde să-i adune pe toți, și acolo abia o să fie marea bătălie, și întrebările. Bătălie, zicem cu ghilimele, că bătălie e spre bine, adică spre a dori să mergeți spre viitor sau să rămâneți în trecut. Vom, vom face în luna martie, și la Hunedora, și la Deva, o astfel de întrunire în care vom prezenta live exact cum funcționează platforma online. Într-un studio de televiziune este greu de, Bine, de făcut de... acest lucru, pentru că uh, platforma este uh, destul de mare și fiecare uh, proprietar îi revine un anumită, o anumită celulă. Trebuie să arătăm că, cum introduce parola, ce ți se deschide, unde trebuie să-ți postezi uh, consumurile de utilități și așa mai departe. Lucrurile sunt uh, uh, simple, dar uh, uh, ele rulează în, uh, în sistem informatic și, ca urmare, trebuie să-ți aluci sunt fără convins că o astfel de întrunire nu se va, nu se va termina sub 2-3 ore, pentru că informația și datele care dorim să le comunicăm sunt destul de mari. Tocmai de aceea spun că în momentul în care se va organiza, și sunt sigur că vor veni foarte mulți, acolo o să fie întrebările care le pun eu știu, reprezentanții proprietarilor, să spunem așa, președinții, și de acolo încolo se vor lămuri, pentru că noi nu facem decât să explicăm acum la televizor, nu ne certăm cu nimeni, nu dăm doar exemple, spunem de ce e bine să fie așa și nu altfel, fără a, știu și eu, da pe cineva de o parte, nu se înțelege, asta ah, stai că ăștia vor să, vor să ne scoate, înțelege, adică să ne scoată pe noi ăștia care facem treaba de atâta timp, înțelegeți? Odată, și eu v-am spus, odată, cu schimbarea de mentalitate și cu exemple, pentru că v-am spus la un moment dat o să chiar o să vă rog să aduceți în studio la noi pe cineva, un uh, președinte de asociație care pe care, uh, care funcționează deja pe acest sistem, pentru a prezenta uh, doar vreau să spun că în celelalte orașe, în marile orașe da. ale României, în general, treaba serioasă a plecat de la proprietari, mai puțin de la reprezentanții legale a asociațiilor de proprietari, ci a plecat de la proprietari. Ei au fost cei care s-au pronunțat, da, într-o formă sau alta, pentru că, spre exemplu, adunarea generală poate fi convocată și în mod extraordinar, nu numai da. ordinar, la sfârșit de exercițiu financiar contabil. Și au solicitat, domnule, hai să vedem, nu trebuie să-l cunosc pe ăla, dar trebuie să văd sistemul cum nu, funcționează, unde se știți duce banul meu. În România merge puterea exemplului și vă dau un exemplu fără să dau nume vine unul de la o telefonie mobilă, or, oricare ar fi ea și îmi dă un abonament, vine altul, îmi dă altul și vorbim noi doi, bă, da tu păi eu vorbesc atâta, cum vorbești tu atâta că eu, înțelegeți? Da. Și atunci... Cineva moment... trebuie să demonstreze exact. că lucrurile s-au întâmplat în fapt. Exact. Așa este. Vom încerca să facem și acest lucru. Oricum, pentru miercuri viitoare avem un invitat surpriză în, 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 platou și aprofundăm și din punct de vedere al relației administratorilor cu autoritățile publice. Asta locale. e important. Asta e foarte important pentru că... Acest fiind prim pas, după care în luna martie, așa cum spuneam, prin intermediul acestor reprezentanții ai administrațiilor publice locale, să încercăm să convocăm președinții sau reprezentanții asociațiilor de proprietari la o discuție de prezentare a acestei platforme, în mod live, adică să vedem cum funcționează Cu și, ce... și Cu întrebări și... întrebări, pentru că probabil sala va fi plină și, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim puternici ca să acceptăm atâtea mari de întrebări și să putem să răspundem. Într-un studio de televiziune de circa 30-45 de minute nu poți să faci asta, așa ceva. Dar noi, așa cum spuneam, doar și subliniez, vrem doar să vă prezentăm avantajele acestei platforme, sistemul care ar trebui să, să, fie implementat și nu neapărat să înțeleagă lumea să că fost și data trecută acuzat că domnule, dar știți că eu lucrez și noaptea și ziua și... Îmi uh. pare, pare rău pentru persoanele respective. Cred că erau administratori de asociații de proprietari. Dacă lucrează atâta timp pentru uh, o contabilitate sau pentru a administra o asociație de proprietari, chiar îmi pare rău pentru dumneavoastră. Lucrurile sunt mult mai simple, trebuie să fie mult mai performante. Pe om, dacă, doamne fer se întâmplă ceva la nivel de banul privat la asociația de proprietari, chiar nu-l interesează câte ore ai lucrat tu. Perfect. Interesul lui este să spună, domnule, puteai să lucri 25 din 24, bă, mie să-mi spui ce ai făcut cu banul meu, de ce n-ai plătit apa, de ce apa prod vine și pune presiune, de, de ce salubritatea adevă vine și spune, bă, tată, nu vă mai ridic cu noi. Bă. Bun, noi am plătit. Dacă, dacă vă uitați, în momentul în care asociația de proprietari ajunge să fie debranșată de la o utilitate, marea majoritate a proprietarilor spun același lucru. Domnule, dar noi, am plătit. dacă ați plătit, de ce nu au ajuns bani la salubritatea? Ah, păi nu știu. Haideți să vedem că de data aceasta veți ști în fiecare moment. practic, acum omul plătește și la finalul lunii vede. S-a plătit la... Nu vede la finalul lunii, vede pe moment ce a plătit și la... Ce Mai puțin, fiecare factură emisă de furnizorul de utilitate publică este postată pe platformă online. Factura totală. Factura totală. Pe ea se vede ce? Prețul pe unitate, da valoarea totală și scadența. Dacă eu sunt un personaj care dispune de mai mult timp liber și chiar vreau să văd dacă administratul de asociație de proprietari își face treaba, ia să văd dacă factura la salubritatea aceea este scăzută, este scadentă în data de 30. Eu, pe data de 1 a lunii, la ora 6 dimineața, intru pe platforma de online de și văd dacă administratul și-a făcut treaba. Și atunci, în momentul în care se întâmplă uh, nenorociri de genul acesta, nu mai poate proprietarul să vină să spună, știi, dar noi am plătit. Nu, pentru că se știe în fiecare moment cine a plătit și cine n-a plătit. Bun. Și, de exemplu, uh, să zic o asociație de proprietari are. 30 de familii, vă dau un exemplu. Și 28 plătesc, și 2 nu. Ce se întâmplă cu factura la apă? La salubritate, că uh, de salubritate. Costurile, în general, pe, aso pe asociația de proprietari nu sunt atât de mari încât să nu le poată plăti cineva. Dar să știți că de multe ori apare și fenomenul unii nu plătesc de ciuda. Pentru că au o relație destul de delicată cu administratorul de asociație de proprietari care știe că la vremea, nu știu, când i-a calculat penalități, nu i-a calculat bine. Da, Și da. dacă e să facă un disconfort, îl face acum. Deci nu cred că la nivel de 5, 6, 7 lei sau 10 lei cât se plătește pe apartament în momentul de față fie, nu știu, bugetul familial cât de redus, nu se pot plăti acești, acești bani. Dar problema mare care o are populația în momentul de față este așa. Dom'le, Plătim foarte mult apa meteorică. Plătim Da? da? Oare cum Dumnezeu se calculează asta? Păi, pe platforma online avem cadrul legal în baza care se se, 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 facturează apa pluvială. Mai mult decât atât, noi ca administrator, în momentul în care operatorul de apă calculează altfel decât trebuie, prin prevederile legale pe care noi suntem obligați să le cunoaștem și mai mult decât atât, le postăm să le vadă și proprietarii, avem control între ei, cum ar veni, asupra facturii pe apa meteorică. pe da. urmă, Domne, stați puțin că să vedem că eu am fost plecat două săptămâni la țară și am consum de apă 3 metri cub și mi-a băgat paușal 2,5 cine a făcut asta? Administratorul! Păi cum a făcut administratorul? De ce a calculat așa? Păi așa se calculează. Domnule, dacă așa a calculat-o, să fie el nu știu cum, că nu eu mai plătesc. Da. Nu, domnule, există prevederi legale în mod expres cum se calculează. Corect. Scoaterea persoanelor de la, de la, întreținere. Se face online. Ai acolo un formular de trei rânduri. Absolut, tot online. Ai postat am, a, a venit unul, stă la mine o lună, Am, acolo. Am, am, -am, am postat... Se, vede, se văd lucrurile foarte, foarte clare. În momentul în care el vine și spune, pe domne, știți, am fost plecat, să mă apuc eu acum să caut în arhiva asociației unde e hârtia, nu. Intru frumos online, uite aici, n-ai postat tot asta. Vă dau, un, vă, dau mai, un exemplu, ce... vă dau un, exemplu. foarte pe scurt și încheiem. Am un, uh, uh, un prieten care pe care l-am lăsat să stea în un apartament unde să mai mea și plecate și l-am lăsat pe ala să stea un weekend. Și vine proprietarul și îmi zice, domnule, te-am trecut acolo. De ce zic? Omul la vine și stă o zi, două. Păi nu, dar am văzut lumină. Dar între ce ești, detectivul Colombo, și vii să vezi dacă am lumină, dacă nu am, dacă înțelegeți. Adică, nu, iar, dar nu, era, nu era mult mai simplu. Domnule, atâtea zile se calculează, este, depășește, nu depășește, îl trecem, și, îl trecem. Și, hai și haideți să încheiem spunând atât da. Doar că noua formă de administrare include în echipa de management. Expert contabil, jurist, cu în avocatură, administratori autorizați. Deci este greu uh, să, greș să greșești tu ca inginer pentru că te trage de mânecă juristul. Mai totuși nu putem să. uite ce spune legea, așa mai departe. Deci este o echipă lucrativă în fiecare moment, iar șansele de, 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 de neconformitate sunt aproape reduse la zero. Da, domnul Valerie, mulțumim. Săptămâna viitoare spunească un invitat special. Da, un invitat special alături de mine să punem lucrurile la punct, din punct de vedere al punții de legătură între administrarea asociațiilor de proprietari și autoritatea publică locală. Da, mulțumim mult de tot. Și eu vă foarte mulțumesc. Uh, noi ne vedem mâine dimineață de la 8.30, uh, tot aici, pe InfoHD.